Mi-a plăcut știrea asta. Influenceri care se lăudau prea tare pe net cu cât de bogați sunt, brusc conturile lor de social media au dispărut. Partidul a decis că nu mai e cazul să mai stați pe social media. Nu, dar eu am chestie spus. Nu. Partidul a decis că nu. Marș. Foarte frumos în China. Un concert Dorian Popa. Uite-l. Energie, două fete care dansează acolo. Dați-vă și voi, sunt 20-30 de copii? Hai, 20. Și restul... Eu fac bani din muzică. Eu fac bani din muzică. Bine, Dorian, dacă zici tu. Și Andreea Bănică, tot și-a mai trăiește. Și are concerte. Niște copilași care se uită, care nu știu ce, care o mai țin minte pe Andreea Bănică și atât. Nu aplaudă nimeni, nu pasă nimănui. Trist. Trist, trist. Da, uitați-vă și voi. 3-4 rânduri de copii. Astea sunt concertele care fac bani, dar despre care nu se vorbește. Astea sunt, să știți. Da, uite, stânga-dreapta nu e nici dracu. Ah, și-a venit ea să cânte la cameră. Ce țin repede o piesă de Andrei Bănică? De-a lui aia, de Andreea Bălan. Știți-mă o piesă de Andrei Bălan? Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Da, exact. Nici Dorian Popa nu s-ar cumpăra bilă la concertul lui. Bună asta. Adi Popescu terorizându-și vecinii. Dar oamenii ăștia care stau vis-a-vis, ei ce vin au? Ei ce vin au? De nou mi-a zis ăștia de la Trendyol că e ceva campanie care cumperi cu un dolar produse, deci care n-aveți bani pe card sau care jucați la aparate și ați pierdut banii, un dolar este produsele, nu știu care, nu știu ce anume, dar vă las link aici să vă uitați. Dă-te-ai click și nu era niciun produs la un dolar. Dar omul și-a făcut treaba. Și-a făcut treaba, a mințit un picuț, Adelina Pestrițu arătând că ea are stil, Adelina Pestrițu de acolo și ea s-a îmbrăcat numai în costume de șefe de sală de la Țăndărei. Deci ea nu poate mai mult. După 10 ani de făcut pe influencerița așa, având 2-3 milioane de urmăritori sau cât naiba mai are, Alexia era asta am făcut screenshot-ul dimineața. Alexia era în trafic, se plângea că vai de mine ce trafic. De ce? Unde te duci dimineața? Oamenii ăștia se duc la muncă, că trebuie să fie la 8 la birou. Tu unde te duci? Unde te duci, Alexia? Unde? Că tu lucrezi online. Aina Ceușan cerșind un barter. Deci ea vrea la Beach Please. O, căutăm o cazare cool. Te pretinzi că ești top influencer în România să cerșești cazări. Bă, cât de sinistru, bă. Cât de sinistru. Da, chiar Ferragni-ți arată, dar nu-ți bagă și în tolbă. Exact. Campania asta... La unii marcată, la alții nemarcată, cum mergeți și luați-vă viza ca să creștem rata de promovabilitate a vizelor și în felul ăsta să se scoată vizele. Au făcut tot felul de influencer campanie, mai marcată, mai nemarcată, mai nu știu ce, sau mă rog, marcată la modul, mi-a zis ambasada SUA. Asta e marcarea? Da. Și desigur că nu s-a scos nicio viză, că n-are cum să se scoată. Alt om care e în trafic dimineața, de ce? Unde te duci? Lucrezi online? Da. Trebuie să duci copii la școală. Ah, ok. Și nu poți să duci la școala din sat unde te-ai mutat, că sunt oamenii murdari acolo. Dar adică a fost ok să te muți acolo, dar nu e ok să duci copilul la școală acolo. Ceușan nu e milionar? Nu cred că e milionar. Și s-ar putea. Da, e milionar. Da, faptul că e milionar nu înseamnă că nu e hămesită să mai strângă încă 2-3-5 milioane. Deși se vede, a început să, industria șoșotește și a început să vadă că engagementul ei e praf, de-aia face campania tot felul de... Lori Vișan, care e foarte mare influenceriță în vogă, acum o împingă ăștia la Global în față, deși nimeni nu știe exact care-i treaba cu ea, cumpărați-vă bilet să mă vedeți. Face o activare cu DM, dar cumpărați bilet. Mihai Morar și cu Radu Vulcan aleargă. Ei aleargă. Și după care... Se duc acasă, fac un duș, se suie mașină și se plâng de traficul de dimineață. Că și ei au copii de dus la școală. Și ei au copii de dus la școală în partea alta a orașului sau cine știe dracu pe unde. Morar ce puțin e... Am râs de el când se plângea că e aglomerat orașul. Dar du-te pe jos, tati. Du-te pe jos, ia bicicleta. Nu pot, că eu sunt persoană importantă.
Marinuș a depus cifrele pe 2023, 250.000 de euro cifră de afaceri, profit 190, datorii 155. Fixed assets, ce credeți voi că sunt aceste fixed assets? Oare casa aia pe care a cumpărat-o, pe care o renova cu Justin și mințea că se mută în ea, deși relația lor era evident pe terminate? I-am găsit și firma lui Valerii, cifra de afaceri 150.000 de euro. Și Valerii pretinde că ea face 10.000 de euro pe zi sau 100.000 de euro pe lună, depinde cum o prinzi. 100.000 de euro pe lună ori 12 luni fac 150.000 de euro pe an. Sau poate cine știe, ia banii la negru sau poate nu facturează. Mă oprește să mintă? Da, pentru că fanele ei nu știu să caute pe listă firme. Nu știu. Fundația Renașterea a făcut un maraton cu Andreea Esca și cu fiica sa. Dă bine să te duci acolo, e pe gratis, e nu știu ce, e și... Andreea Esca are un interes că nu se știe, adică avea un interes pe vremea când Joana era prim-ministru sau ce dracu, nu mai știu ce era. Joana, când era puternic în PSD, era bine să te ai bine cu PSD-ul, că chestiile astea se traduc în oportunități de business. Și a băgat-o și pe fisa pe felie că hai mamă că e bine acolo, e bine acolo. Tasul lui Alexia era mai full de bani. De ce dracu își complică existența? Pentru mai mulți bani. Banii acum i-a făcut. Nu fiind pe pășmen cu toți politicienii din România? Nu? Are un politician o fundație. Nu poți să nu te duci acolo. Dacă, mai ales dacă nu e penal, gen Dragnea. Antonia este ambasadoare doar la Superliga. Nu și la Superbet. E doar la Superliga ambasadoare. Deci să fie foarte clar, Antonia nu este ambasadoare la Superbet, este ambasadoare doar la Superliga. Cine este sponsor principal al Superligii și de ce se numește Superliga? Nu fiți nesimțiți. Asta e răspunsul. Nu fiți nesimțiți, n-are nicio legătură nesimțiților. E anagrama arătând cum arată la în casă și ce citește. Citește un catalog Chanel cu poze. N-are ea timp de citit. Larisa Udilă, care are 700.000 de urmăritori, este o fată care a fost la Bravo iStyle și a devenit influenceriță și nu o duce cap foarte tare și a pățit o chestie la mașină, nu i se mai închidea bușonul din spate. Și s-a dus la BMW, ei având Mercedes sau invers. Nu vor să ne ajute pentru că ei se ocupă doar de BMW. Nici măcar nu au vrut să arunce o privire să vadă dacă totuși ne pot ajuta. Au urlat să ieșim cu Mercedes-ul din sediul lor. Efectiv, există rasism și în acest domeniu. Singura ei explicație logică în care i-a spus, domnule, nu ne pricepem, nu ne pricepem, e prinderea altfel. A, voi vă luați de mine că sunt de etnie? Da, nu vreți să mă ajutați. Rasism pentru că fata ei e de etnie. Și asta a fost explicația ei. Nu vă pricepe să-mi reparați mașina? Da, sunteți rasiști. Mare minune că n-a să iei gelul duminică repede să o ajute, să o ia, uite așa pățit fata asta. Mare minune că n-a să iei, nu știu, poate nu mai avea minute pe telefon în ziua aia. Otrava rupă afișări. Otrava este angajat la Zoo, face niște podcasturi și a făcut 900 de afișări în 8 zile, până și eu fac mai multe. Și eu n-am 100.000 de urmăritori pe Instagram. Deci Otrava nu și-a cumpărat 100.000 de urmăritori pe Instagram, da, să înțelegem. Otrava nu și-a cumpărat urmăritori pe Instagram. Dacă ne logăm acum și ne uităm și îl verificăm, nu și-a cumpărat urmăritori. El doar are 100.000 de urmăritori pe Instagram. Dar când dă link, 900 de afișări. Toate podcasturile lui sunt așa. De ce este așa penibil? Pentru că nu vrea să ducă la muncă, la fel ca și mine. Printre cele mai penibile lucruri sunt podcasturile sponsorizate de bănci. Pentru că totul trebuie să fie foarte septic și nu merge să ai o discuție liberă și civilizată. Și în loc să le dea bani la oameni, au spus, nu, veniți la noi, la noi în studio și facem noi o discuție septică să o ghidăm noi, aiurea. De ce? De ce? Și avem aici, avem pe doamna de la bancă, l-avem pe Drăcea care e peste tot, fără să fie cazul să fie peste tot, doar pentru că îl împinge cineva de la spate. Așa e viața. Pe Dragoș Stanca, care unii dintre noi știm câte parale face, dar e prezent peste tot și vorbește frumos. Denisa Sima. Denisa Sima care este... streameriță. Denisa Sima are 20 de oameni pe stream. Dar totuși e în campanii cu Banca Transilvania. Și pe Silviu. Și a făcut podcastul vieții, a făcut 4.000 de afișări. Știi, Silviu, dacă pune un clip, să duc 100.000 de oameni. Dar la podcastul tip Recat Duda foarte septic, e foarte slabă chestia. Uimitor, cum dracu de drăgea au ajuns în campania asta? O reclamă la Pantene în care se mergea
până trafic, mamă, până trafic aici pe maghiar, unde sunt 4-5 benzi, fete erau pe sus, așa cum stai, oamenii plătesc 3.000 de dolari, euro pe noapte și asta pe gratis. Da. Promot digital produs care îți fac 20-30 de mii pe lună. Ah, ok. Îți fac 20-30 de mii pe lună, dar tu ai cifră de afaceri cât? 150 de mii de euro pe an? Ah, ok. Deci ori minți, ori minți. Ori factorizi în altă parte. Da. Eu, uite, am făcut 900 de euro pe zi. 1.000 de euro pe zi. Ori 30 de mii de euro pe lună. Dar cumva firma ta are cifră de afaceri mai mică. De ce să oprească de mințit dacă nu e nicio consecință? Când o să piardă campania de la Pantene pentru mințit în formă continuată, atunci o să pățească ceva. Până atunci, nimic, nimic, nimic. Alexia, eram, da, eu mă consult cu mami când iau o cam... Când... Consulți când cu mama obișnuiesc să te consulți când e vorba de o campanie, dacă ți se potrivește, nu știu, să-și dea. Întrebarea, substratul întrebării este, ești fita lui Măta, faci vreo mișcare fără ea? Că tu n-ai existat dacă ai spune picant sau nepicant, dacă n-ar fi fost maică ta. Asta este substratul întrebării și asta este. Capacitățile tale intelectuale sunt la nivel de... Așa, de-aia te întreabă chestia asta, să știi. Părinții mei, cu părerea. Întotdeauna mă consultă cu părinții mei, pentru că să zicem că și ei fac parte din echipa mea din spate, întotdeauna mă consultă cu. Când îmi vin campaniile datorită lui mami, eu mă consult cu mami dacă... Am prins-o când era în campanie la Coca-Cola și se prefăcea că bea, deși nu bea. A renunțat Coca-Cola la ea? Trebuie să renunțăm, că e bună și protecția media. Asta că poate avem nevoie de vreodată de măsa. Larisa Udilă, v-am zis cine este prinsă, că copiază doamna asta din dreapta, n-aveți de unde să știți cine este. Nu. Doamna asta din dreapta e o total anonimă. Da? Schimb, Larisa Udilă e vedetă. Da, deci pur și simplu a văzut rochia la, nu știu, Bella sau Gigi Hadid, nu știu care dintre ele care fata asta este model, este super model internațional. Pur și simplu a copiat rochia și a zis, Alexa, adică arătând că e isteață, mergând cu picioarele așa, în caz că pun o frână, să-i vină genunchii peste bot, și Aina Ceușan dă semnale. Aina Ceușan dă semnale, pentru că a auzit și ea, sau am zis și eu de vreo 2 ori, și am zis și eu că, bă, la început lumea se prindă cum e faza cu... Ea are poze în care are, ea are 1 milion de urmăritori și are poze care nu fac 1.000 de like-uri. Cum dracu se întâmplă asta? Și nu, due to personal reason, I will be shining brightly and apologetically for the foreseeable future. Da, se vede din ce reclame mai ai, Alina. Gami fiind deștept. A tradus capul pe Gami să facă și să zică. Că el nu a mâncat un fluc de 2 ani. Mama lui Dorian și ea fără centură. Nu știu dacă Dorian nu avea, dar măsa, de unde să înveți? De unde să înveți bun simț și alte chestii dacă acasă nu era? Ana Morodan vinde o ședință, mic dejun de mentorat de business și marcă personală cu Ana Morodan și Dorina Vârvoi. Ce o fi ăla mentorat? Eu nu știu. Vrei să faci mentorat cu Ana Morodan? Vrei? Că Ana Morodan, conform spuselor ei, are 9 business-uri sau cât are ea, din care face bani și prezența ei online este așa. Dar dacă te duci să o cauți la Registrul Comerțului, ea n-are alte firme decât alea câteva de online. Deci, da. Dar dacă mă ascultați, și eu am 700 de business-uri, doar că vă cer vouă donații aici. Oana Roman vânzând-o pe o pereche de papuci și mințind așa. Am luat măsura 40 și mie îmi trebuie 39,5. Ori a primit, ori asta este o speculație onorată instanță. Încearcă să vândă niște fake-uri ca fiind originale. Să zic, fie cineva care să zică, bă, i-a luat de la Oana Roman, n-are cum să fie fake-uri. Părerea mea. Valerii Lungu a avut o bancă la soare, s-a pus pe ea. Și too hot. E așa scrie, too hot. Prima chestie este asta cu sânziana negru opărită. Bună ziua, ce mai faceți? Eu am intrat un pic frustrățică astăzi și vă zic și de ce. Mi se pare că cu cât mai multe eforturi depun, cu cât mai mult muncesc pe platforma asta, cu atât trece neobservat și ne trece. Și cu cât e mai lipsit de efort și muncă și orice chestie din asta de ai făcut ceva, bam, simplu, cu atât se viralizează și cu atât explodează și toată lumea, wow. Și mă întreb, când am încetat să apreciem munca și efortul. Și are legătură cu ultimul clip pe care l-am pus în feed astăzi, care este o colaborare plătită cu Taylor, dar pentru care
chiar am muncit și am depus efort și am pus din mine acolo chestii. Și trece așa neobservat, este contentul, este genul de conținut care mie îmi place foarte tare și care m-a făcut să mă diferențiez pe platforma asta când am început. Și da, nu știu, decide la un moment dat algoritmul, Instagram-ul, ceva că nu merită văzut de oameni. Și e frustrant. E frustrant că atunci când pui telefonul pe o masă și te dai un pic în spate și faci un pic cu piciorul așa și zici opice, bam, like-uri, nebunii, vizualizări, și când îți pui creierul și sufletul în ceva, nope. Și știu că asta este o problemă pe care o întâmpină multe persoane care activează aici în online, care știu cât de multă muncă e în spatele unor proiecte și câte ore sau uneori zile sunt muncite pentru a face un click de un minut sau de 45 de secunde sau de 30 de secunde, dar care chiar sunt... Pe scurt, Sânziana a prestat o reclamă la un produs pe care ea nu-l folosește. Taylor Swift este o marcă de bijuterii. Sânziana nu poartă bijuterii. Se vede aici. Se vede și aici. Inclusiv aici se vede că ea nu poartă bijuterii. Deci ea a făcut o reclamă la ceva ce ea nu folosește. O reclamă nesinceră. După care, reclama sinceră, lumea s-a săturat. Aceeași cadre în slow motion, muzica uplifting, ea în diverse ipos, aceeași care o vezi peste tot. Nu e nimic. Nu este nimic original, nimic amuzant. Opărită pentru că n-a avut foarte mare reach. Știi? Ai luat 10.000 de euro și vrei să aibă afișări, să nu știu ce, dar doar că oamenii s-au săturat un picuț. Slow motion. În schimb, aici poartă bijuterii. Da, deschide o ușă în slow motion. Da. Fucking boring, știi? Fucking boring, nu se întâmplă nimica. De ce s-ar uita cineva la așa ceva? Da, exact, așa mă simt și eu după 6 ani de facultate, salva mii de animale ca să câștig într-o lună cât faci tu pe un story. Exact. Sunt oameni care sunt jigniți, de fapt, nu mi-a mers o reclamă. Nu publicitate, 450. Nu publicitate, 376. Publicitate, 160. Nu publicitate, asta nu știu că e dacă e publicitate, asta nu e publicitate, asta e publicitate. Ai zice că oamenii nu vor să vadă publicitate nesinceră. Ai zice, la Pantene ar părea că îl folosești, că ai părul frumos. Dar ai părul frumos și dacă n-ai folosit nimic. Da, normal că încearcă să justifice în fața Taylor cifrele slabe, normal. Dar, nu știu, arată-mi 2 săptămâni, 3 săptămâni, 6 luni la rând că folosești bijuteriile alea. Dar nu, ea le-a luat, le-a pus pentru reclamă, după care, cum face și cu hainele. Toate fac reclamă la H&M și alte branduri de fast fashion și după care o vezi cu gentuță de 3.000 de euro. Păi, ia tu te și azi gentuță de la H&M, că au și H&M gentuțe. Ce, alea sunt nașpa, banii lor sunt buni, dar produsele lor sunt nașpa. După care clipul cu Valerii Lungu care nu-și cumpără like-uri, nu-și cumpără like-uri. Dai click, editați-vă și voi. Deci, clipul ăsta are 55 de secunde. Clipul are 55 de secunde. În 55 de secunde îți poți da seama dacă un influencer își cumpără sau nu like-uri. Atât durează. Iei orice poză random și începi să te uiți la cine a dat like-uri. Și îți dai seama instant. Instant îți dai seama. Instant îți dai seama. Uite, te uiți la doamna asta. Doamna asta nu o urmărește. Cum i-a dat like dacă nu o urmărește? Da? Ok. Mai departe. Altă. Da? 121 de following. Nici doamna asta nu o urmărește. Uite, domnul ăsta care pare fier pe fashion. Știu, vezi zice unul, nu că sunt unii care folosesc pagina de explore ca să găsească conținut și de acolo i-a dat like. Într-adevăr, chestia asta se întâmplă, nu se întâmplă atât de des pe cât ar vrea unii să zică. Deci atât durează. 55 de secunde să-ți dai seama dacă... Ce se mai întâmplă este că unele conturi sunt sparte. Știi, ai parola Gigel sau ai parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hackerul îți sparge contul, dar nu-ți schimbă parola, nu-ți fură nimica. Pur și simplu, bagă contul într-o fermă de boți și folosește contul ăla ca să dea like-uri. Adică tu te duci și cumperi 10.000 de like-uri și hackerul folosește conturile astea. Da, campania cu Pantene pare a fi gândită foarte proastă. Întâi cu Valerii Lungu, care e o poamă, după care Sânziana, care a lăudat orice altceva și tot așa. Da, asta e viața. Ce se întâmplă acum este că Valerii este validată, pentru că toată lumea va spune, domne, a investigat Pantene înainte să o ia în campania asta.
dacă are like-uri cumpărate sau nu. Doar că Pantel n-a investigat chestia asta. Da? Clipul cu Mădălin Șerban cu 2000 de lei la el la festival și aștept clipul. Și hai să vă spun cum mi-au fost furați 300 de lei de către domnii jandarmi aseară la festival. Am ajuns aseară la festival și după main stage am plecat la scena de techno, m-am întâlnit cu niște prieteni și la un moment dat am ajuns la scena asta de techno și au venit niște copii sau adolescenți care erau mai măricei să facă poză cu mine. La un moment dat simt așa că mă apucă cineva de mână și zic, mă uit, domnii jandarmi, și mi-au spus, tu vii cu noi acum. Și să nu mai spun de faptul că s-au comportat execrabil, adică o atitudine foarte nasoală, adică nașpa. M-au scos acolo de la scenă și la un moment dat îmi spun, hai, arată-ne ce ai asupra ta. Și spun, bă, mi-am ridicat ambele mâini și am spus, controlați tot, luați tot, adică controlați tot. Și mi-au zis, băi, ai pe tine ceva sau nu? Și am zis, luați tot. Băi, ai ceva pe tine? Și am zis, nu am nimic, controlați. Și după aia mi-au zis, da, hai, scoate-ți tu din buzunar tot ce ai. Am scos portofelul, am avut vreo 22 de milioane la mine, asta țin minte 100%, 2200 de lei am avut la mine, nu știu de ce am făcut prostia asta, pentru că eu n-am niciodată cash la mine. Și la un moment dat... De ce ai merge cu 2000 de lei la tine la un festival? Nu puteai să-i lași mașină? Nu puteai să-i lași acasă? Fanii de 14 ani sau de 12 ani al lui Mădălin? Da, Mădălin. Oamenii care au un picuț mai mult creier, știu că Mădălin s-a dus să cumpere chestii care nu pot fi cumpărate cu cardul. Și după ce i-am bătut obrazul, Mădălin a șters clipul. Asta e nevoie. Cineva care zice, bă, nu toți avem 12 ani, bă, nu toți avem 12 ani. Adrian Elicopteri este fiert. A fost pitici gratis la Can-Can și e o discuție destul de editată și destul de... Merge așa dacă vă interesează subiectul, dar Adrian e fiert. Dom'le, că uite, a început campania de spălare imaginii. Bosule, zi de oamenii aia care făceau sex cu minore. Zi de ei, las asta. Ești polițist. Ai făcut plângere? Te-ai dus și ai dat în gât? Nu. Că nu e sifon? Ok, bine. Dar zine tu, zine pe public. Cum ziceam, Alexia, eram continuă campania Coca-Cola. Nicio jenă. Cristina One, iar e stobosită, sunt nu știu ce. Cum era aia cu bună dimineața? Univers, bună dimineața, a pus pescăruși, nu știu ce. Ea s-a trezit la 11-12, ca așa se trezește de obicei. Stobosită. Ce faci toată ziua? A, ești influențăriță. Ok. Mie mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine să mă plâng că sunt obosit. Și eu am momente în care sunt obosit. Dar nu vin să spun, să vin acum să vă spun vouă. Sunt, da, până când făceam, când renovam, când făceam rahaturi, eram obosit. Poate m-am plâns un pic, dar nu vin, în fiecare weekend sau la fiecare trei zile e obosită. Când în care nu trage la jug. Când nu se mai leagă brandurile mari de tine, ajung să faci reclamă la aia Augsbuy. Își dorește să ofere nu știu ce, face reclamă la orice tati. Emily Burghele a avut un accident în Maldive sau unde era Mauritius și a venit în țară și este pretty banged up. Și spune chestia asta, purtăm centura și în spate. Și oamenii care se uitau la ea știau că ea nu prea e prietenă cu centura. Dar acum, când după ce a bătut lumea obrazul, poartă centura și în spate. A avut un accident în Mauritius, foarte nasol, foarte plăcut, da. Nu, că trebuie să ne pară rău pentru ea. De ce? De ce? Eram noi cu ea, Mauritius? Nu eram. Îmi pare rău, dar îmi pare rău atâtica. Adică, știi, am clipit și am uitat. Nu-mi pare rău prea mult, pentru că nu eram cu ea acolo. Eu n-am bani de Mauritius. Deci nu mă interesează foarte tare. Copiii călăilor noștri vor fi călăii copiilor noștri. Dacă treaba merge, de ce să nu tot te afișezi cu tactul? De ce? De ce? I-a urlat Pavel la mulți ani. Sau, mă rog, ia lui, niște poze de astea în care, vai, de ce bine. Știi, și întrebă Pavel, Cocoș, nu făceai tu acum 4 ani reclama aia cu domne, cu politica, cu să alegem mai bine? Nu aplici asta și în viața ta personală? Să alegi mai bine, să nu mai umbli cu copii de diversi? De oameni care șterg din Google ce au fost tata lor. Bigotii sponsorizează și pe Morar, că și Morar este un stâlp al moralității, la fel ca bunici. Nu știu, Bigotii cred că se uită, bă, cine este problematic și are coloana vertebrală fracturată în 12 locuri? El îl vrem în campania asta, pe el. Nu știu, poate cineva la Bigotii acolo e pe treabă. Sunt ea negru fiind aeriană. Deci ea joi a spus, eu plec. Eu, pe picioare, plec la mare. Știi, și în momentul ăla publicul iar spune, bă, asta e nesimțită, da, am follow, dar ar trebui să aibă 30 de milioane care să-i dea în follow. Se spune, băi, ești nesimțit, să lasă-o dracu, noi suntem la muncă și tu faci căcaturi de astea. Da, și Morar are în continuare campanii, uite, sunt faste pentru tine, poți asta. Zalando nemarcat. Deci, sunt Ziana și toate fac reclamă la toate magazinele de haine. Dacă s-ar putea să bage 3 reclame de la magazin de haine pe zi, ar face-o.
dar bate prea tare la ochi. Știi, și o las astăzi una, mâine alta, apoi mine alta. Cum faci reclama 3 de-astea, 3 magazine de haine pe zi? În 3 zile diferite, pardon. Cum faci asta? Cum nu scapă obrazul de rușine? Păi nu, că și eu folosesc 20 de magazine. Pe bune? Nu. Aceasta este starea influencerilor români, copii. Și sunt... Asta este, știți cum e? Asta e 20%. 20% din ce se întâmplă, vedeți aici. Chestii care nu pot să vi le spun, chestii pe care nu le văd, chestii care nu le vedeți nici voi să mi le trimiteți și așa mai departe. Chestii pe care mi le trimiteți și n-am apucat să le salvez. Fibra morală a societății este coruptă de bani și de oameni care sunt disperați după bani. Oprește, ce oprește pe Sânziana să-și marcheze reclama? Nimic, pur și simplu nu vrea. De ce? Că nu vrea.